Salutare tuturor, eu sunt Sergiu și astăzi vreau să vă prezint o sculă extrem de interesantă și anume șlefuitorul circular de la Hyde. Noi folosim șlefuitorul circular în momentul în care vrem să șlefim retușele pe care le-am făcut înainte de vopseaua la Babila. Se poate folosi inclusiv la șlefuirea unui perete în întregime, dacă nu ai o mașină de șlefuit. Se folosesc exact aceleași discuri de șlefuit care se folosesc și pe mașină. Noi folosim niște discuri de genul ăsta Velcro, dar poate fi folosit absolut orice disc. Ce vreau să vă explic e că vă ajută în momentele în care trebuie să șlefiți reparațiile. Dacă ar trebui să faci o șmirie normal, ar trebui să stai fiecare reparație să o faci frumos. În felul în momentul în care folosești un șlefuitor circular de la Hyde, practic, suprafața pe care o acoperi e mult mai mare și efectiv munca e mai ușoară. Bun. După cum se poate vedea, efortul e mult mai mic, suprafața pe care poți să o acoperi destul de mare și avantajul foarte mare e că mânerul are o articulație care se duce în toate direcțiile, astfel încât să fie cât mai ușor să acoperi o suprafață cât mai mare. Acesta este șlefuitorul circular de la Hyde. Vă ușurează munca la cei care nu aveți o mașină de șlefuit, iar la cei care deja aveți o mașină de șlefuit, după cum știți, reparațiile astea e destul de nasol să le mai șlefești cu mașina de șlefuit, astfel încât pot să sar destul de mult în perete și să ai probleme apoi mult mai mari. Vă încurajez să folosiți șlefuitor de la Hyde. E o sculă extrem de simplă și deșteaptă în același timp. Îl găsiți la noi pe site www.airless-consulting.ro. Eu sunt Sergiu, dați un like, un share, un follow și până la televizoare ne vedem cu bine!